Pacea Domnului, frate pastor, am o întrebare. În împărăția de 1000 de ani, noi vom fi pe pământ în trupuri de slavă? Ne vom însura? Acei care vor rămâne pe pământ vor fi împreună cu noi? Cine cu cine se va lupta? În Evanghelia după Matei, în capitolul 22, Domnul Iisus Hristos a avut o discuție cu saducheii. Saducheii nu credeau în învierea morților și atunci ei au venit și ca să nege învățătura aceasta despre învierea morților, saducheii au spus, uite, un om, nu, au fost 7 frați. Primul s-a căsătorit cu o femeie, a murit el, a luat-o fratele celălalt și așa au luat-o toți 7, la învierea cui va fi ea? Și Domnul Iisus atunci le-a zis, zice, voi vă înșelați, pentru că voi nu cunoașteți Scripturile. Și le-a zis că la înviere, în versetul 30, le-a scris, la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Deci asta se referă la cei care vor învia și vor învia în trupuri duhovnicești. Cei care vor învia în trupuri duhovnicești, în trupuri duhovnicești nu vor mai intra în căsătorie. Și noi toți creștinii, noi așteptăm răpirea sfinților și atunci va avea loc învierea noastră, atunci va avea loc ori transformare, ori învierea noastră, atunci vom primi trupuri duhovnicești. Și când vom veni să domnim cu Domnul Iisus Hristos pe acest pământ, noi vom domni fiind în trupuri duhovnicești. Deci căsătoria nu e valabilă pentru noi, pentru creștini. Căsătoria va fi valabilă pentru restul, da. Drept ați zis aici, ceilalți oameni care vor fi în împărăția de 1000 de ani, vor fi oameni care vor fi în trupuri firești, ca ale noastre pe care le avem noi acum, în timp ce noi vom domni cu Domnul nostru Iisus Hristos și noi vom avea trupuri duhovnicești. Iată, acesta este răspunsul.